Bună dimineața! Dimineața! Păi să vezi ce eu am găsit. A găsit el ceva. Am stat aici pe băncuță. Și Andreea s-a găsit un... Traseră își găsesc suvenirul. Ce ai găsit? Tot a găsit și el. Tu ai multe și capace ai adunat. Ce ai mai adunat? Ce nu are el acolo? Cu adevăratul că moare. Ia uite. Mami, dar știi cu capacul ăla n-ai voie să treci la aeroport, că e metalic și nu-ți dă voie, îl aruncăm? Hai că ai multe suveniruri, nu pe jos, nu. Un ștrumf. Haide, ia capacele. În gunoi. Bravo. Bună, bine ați venit la un nou vlog. Azi ne-am decazat. Ne îndreptăm spre aeroport. Mai avem cam o oră jumate. Vom încet spre gară. Să vedem cum sunt biletele și acolo poate luăm trenul sau autocarul, nu știm exact cu ce mergem. În plus avem și bagajele care cântăresc. Ne-am mai luat niște sucuri acum și sunt grele gențile și nu prea merge să ne plimbăm drum lung cu ele în spate. Copiii gâșcară rucsacele, așa că încet, încet spre aeroport. Plecăm aici de la ploaie. După cum vedeți, astăzi e soare, bineînțeles, când ne ducem și noi acasă. Cerul e senin. Fără nor, dar am văzut că e soare acum în weekend, luni și marți, ceva de genul, și de miercuri iar plouă. Da, deci cine vine săptămâna viitoare, tot așa de marți până sâmbătă, iar îi plouă. Da, un altar. Hai, încet, încet spre aeroport. Bază cu Karl Lagerfeld, Audrey Hepburn, Harry Potter și Elton John. Iulian, hai să ne uităm la apartamente. Cum ne uităm noi la apartamente? Da, neapărat. Cumpărăm în fiecare țară, în fiecare oraș cu un apartament. Nu, ne uităm doar. 6 bani, ce înseamnă bani? Și eu am 6 camere, poate? Probabil. 430.000. Da, te uiți și tu la cel mai mare. Uite, 70.000. 70.000. 100.000. Păi nu ține, cred că, de cameră. În ce clădire ești? 230. Uite, ăsta e 3 camere 70, ăsta e 3 camere 230. 3 camere 165. Depinde de cartier. 43.000, 3 camere 80 de metri pătrați. Da, dar eu văd, uite, box auto, un garaj 60.000, 39 de metri. Da, da, te vezi cum arată. Păi 70.000? Da, dar e un garaj 70.000 cât un apartament, uite, 85.000. Un garaj mare, 80 de metri pătrați. Singura vedere pe care am găsit-o sunt două, erau acolo două. În rest numai magnet se găsesc pe la magazinele chinezești. Asta e drăguț, ca un timbru. Pentru că nu mai ajungem la suveniruri. Îmi place Bari. Nu știu dacă așa e în toată Italia, dar clădirile sunt nerestaurate. Mi se adică pare sunt că, frumoase. Da, sunt frumoase, dar sunt gata să cadă. Aia e drăguță, dar uite. Jesus, vara, asta are schele. Se lucrează și la multe. Se lucrează, dar nu știu, sunt foarte, foarte multe clădiri vechi care chiar arată vechi. Da, eu sunt fericită că în sfârșit mi-am luat o vedere. Acesta e scopul, să fac un perete pe care să pun multe vederi din toate orașele pe care le-am vizitat. Adică dacă vin în Italia, nu vreau să-mi iau o vedere pentru Italia. Vreau să iau din orașele prin care am fost. Pentru că Italia e imensă și Spania și Franța, nu doar din țara respectivă, ci din orașul respectiv. Și nu găseam cu bari. Ați văzut că a plouat, când am fost în centru vechi, toate erau închise și n-am găsit vederi. Am reușit acum să intru într-un magazin chinezesc să-mi iau singura vedere pe care o aveau. Deci n-am putut să aleg care să-mi placă mai mult sau să mai fac mofturi. Am zis mersi, o am și pe aceasta. Chestia asta cu vederile o am de mult. De la vreo 20 de ani, când mergeam în țări străine, îi trimiteam tatălui meu câte o vedere prin poștă din țara respectivă. Nu cumpăram pentru mine, nu colecționam atunci. Magnez niciodată nu mi-am cumpărat. Atunci cumpăram căni, dar pentru că ne plimbăm tot timpul, ne ducem în diferite orașe, cănile și ocupă mult spațiu, sunt și fragile, am renunțat la tradiția asta. Tot din lipsă de spațiu și pentru faptul că se pot muta ușor, am ales varianta cu vederile. Nu am de peste tot de pe unde am fost, le am pe cele pe care le-am trimis tatălui meu. O să încerc să le recuperez pe cele pe care le-am de la el și eu mai cumpăram vederi pentru că le puneam ca poză, prima poză din albumul foto. Știu că am luat câteva parcă din Bulgaria. Trebuie să le adun pe toate și să văd. Ideea e că să cumpăr de acum încolo, adică din Spania am început chestia asta cu vederile pentru mine și cu pusul lor pe perete. Înseamnă că în locurile din care n-am luat vederi, trebuie să mă întorc să-mi cumpăr. Pentru că au fost unele orășele și în Spania de unde n-am putut să iau pentru că le-am vizitat duminica și duminica totul era închis. Dar, în cel mai rău caz,
dacă nu mai ajung niciodată pe acolo, pot să-mi printez o poză și o fac eu vedere. Și gata. Și e și poză făcută de mine. Am ajuns și la gara. Hai să vedem de bilete. Data aceasta vrem să încercăm să mergem cu trenul spre aeroport. Da. Oricum plătesc. Trenul, da. Da, doar copii. Au care? Cu primul ăla frumos a fost. Au și baie. Cum deschizi aici, zic să ai grijă la poții de buzunar. Hai să vedem dacă scrie. Poți să scriu aeroport? Există? A, E, cum hericoandă? Rot, mari. Mă duc să întreb, că nu știu dacă există. Nu de aici. Ăsta e tren Italia, e tren regional. Deci nu aici la tren Italia, ci în clădirea aceea cu ferestre albastre. Iulian? Dar văd că aici sunt și autocarele. Acolo scrie Ferovie Nord. Mergem și vedem și vă zicem imediat. Asta arată ca un metrou. Luăm de aici sau luăm de la ghișeu? E și ghișeu acolo. Deci de aici se ia trenul, e 5 euro, parcă 50 pentru adulți, iar copilul până în 10 ani călătorește gratis dacă e acompaniat de un adult. Și noi cum suntem doi adulți, doi copii călătoresc gratis și al treilea trebuie să plătească. Deci ar fi vreo 15-16 euro. Aici este autobuzul numărul 16. Deci până la urmă, de la aeroport și până la aeroport sunt trei variante. Trenul, autocarul și numărul 16 autobuzul. Wow, ce masă cool am găsit la McDonald's. Vreau să văd ce jocuri aveți. Ce faceți aici? Sunt prea ocupați ca să-mi zică. A, e împărțită în trei? Super, pentru fiecare. Nimeni nu vorbește cu mine. Eu vorbesc. Tu vorbești? Da. Concentrare maximă. Distracție mare cu masa asta. Mașina asta. Zboară? Da. Și uite, ce face. Abra. Cadabra. Abra, cadabra. Mergem prin tunel de data asta. Cine atinge avionul? Atinge avionul! Așa? Face așa. High five plane. Vă gătiți? Da. Vrei să filmezi? Da. Vezi ce frumos sunt? Și am ajuns, suntem în aeroportul din Cluj și așteptăm mașina de la parcare. Ce ne facem? Ce? Avem zăpadă. Și ce? Trebuie să dăm la o parte ca să putem merge mai departe. Hai să intrăm în mașină.